Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 6. Și funa a doua sâmbătă, din tâi o trebucea el prin sămânături și îți mulgea lui spicere și mânca, frecându-le în mâini, iar unii din farisei ziseră lor, ce faceți care, care nu se cade a face Și răspunzând sos, zise lor. Nici aceasta n-ați citit ce a făcut David când flămânzi, el și ceia ce era cu el, cum au intrat în casă lui Dumnezeu, și pâinile Sfintele lua, și mâncă, și de de și ce era cu el care nu se cădea să mănânce fără numai preoții. Și zicea lor că fiul omului domn este și sâmbetei. Și fus într altă sâmbătă, dintre el în sinagogă, și învăța. Și era acolo un om, căruia mâna cea dreaptă era uscătă. Și nu aminte cărturării, și farisei, adoră să învătă vreo vindeca, ca să afle hulă asupra lui. Iar el știa cugetele lor și zise omului ce nu om, ce avea mână scătu, scoală și stai în mijloc. Iar el scolându-se stătul, zise drept aceea, aceea Iisus lor, întrebau-vă voi, pe voi, ce se cade, ce se cade să învătă, bine face, au rău a face, suflet al mântui, au al pierde, și căutăm pe ei, toți împrejur zise omului, tinde mânător iar el făcu așa și s ar cătui în lui sănătoasă, ca și cealaltă. Iar ei se înflore în nebunie și grea unul către altul, alt, ce oare are să ar face lui Iisus? Și la zilele acelea, ieși munte să se roage și noaptea acolo într-o rugăciune, noi Dumnezeu. Și cum fulazim, chemă ucenicii lui, alergă, alergând, dintr un și 12, pe care și apostolii numi. Pe Simon, pe care și Petru, în și pe Andrei, fratele lui, pe Iacov și pe Ioan, pe Filii și Vartolomeiul, pe Mateiu și Tomă, pe al Alfeu și pe Simon care chelmă Zilotin, pe Iuda și a, a lui Iacov și pe Iuda Iscariotis, care fu și vânzătoriu, și pămpărându-se cu ei, lor și sun. Și mulțimea ucenicilor lui, și mulțimea mult din rod, din toate iudeia și din Ierusalim, și după lângă Maria Tirului și a Sidonii, care veni să se asculte pe el și să se vindece de bolile lor și care se chinuiați de duhuri necurate și se vindecă. Și toată mulțimea căută să atingă de el, că putere și din el și vindeca pe toți. Iar ieri, când ochii noi, spre unde ce nici, -nici stăi, Fericiți săracii, ca voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți care flămânziți acum, că să- aveți. Fericiți care plângeți acum, că veți râde. Fericiți vei fi când vă vor râ pe voi oamenii și când vă vor despărți și vă vor răcări și numele vostru, ca un rău vor scoate pentru Fiul omului. o vă pentru acea zi și sărătoți, că iată plata voastră, multă este în ceriu pentru că această poruncă aceasta făcea prorocilor și părinților, ce mai vouă băgaților, ca la mângâierea voastră. Vai vouă sărturile că veți flămânzi, Vai vouă care de acum, Că veți jali și veți plânge, Vai când vine vor zice vouă, oamenii, ca așa face poruncilor, ca așa făcea prorocilor, mincinoși părinților, ce au zic ca celora, ce stră auziți, iubiți pe vrăjmașii voștri. Bine faceți celor ce vă urăsc pe voi, bine grăiți pe cei ce vă blastimă și vă rugați pentru cei ce vă dodeiesc pe voi. Cerui ce nu-i ce te răvește peste falcă, Întoarce și cealaltă, Și de la cera ce ți-a veșmântul, Și că moșa nu-i opri, Și la tot ce la ce le cere, De tine doi, Și de la ce ți-a, Ale tale nu le cere, Și cum veți să facă vouă oamenii, și voi faceți-o la șiși -și de rioară că de veți iubi pe ceea ce iubesc pe voi. Ce har este vouă, că și iubesc păcătoși și iubesc pe ceea ce iubesc pe ei. Și de veți face bine celor ce vă fac vă bine. Care har este vouă, că și păcătoșii și fac acestea. Și de veți împrămâta celorlalți, dacă își nădăjduiți că veți lua. Care har este-a văd, Că și păcători, și pe păcători împrumută, Ca să, să ia întocmăt. Drept aceia iubiți pe răzmașii voștri, Și bine faceți și împrumutați, Nimic nu ne-așduindu-vă, Și va fi plata voastră multă, Și veți fi fericit Chiar bun este către cei nemulțumitori și răi, pe drept aceea, miloși cum și Tatăl vostru milos este, și nu -și deca și nu vă fa, și nu vă veți deca nu sândire și nu vă veți osândi, străbăziți și vă ve veți da dați și să vă da vouă, măsura bună de și scuturată, și pe deasupra văză, vărsându-se. Dar în sânul vostru, că cu aceeași măsură care veți măsura, măsura se va vouă. Și zice în urpildu, Au doare poate ori pe ori să ducă pe cale. Au nu vor cădea amândoi în groapă, Nu este ucenicul mai presus de dascălul său, iar în temeiul fiind, tot va fi ca dascălul său. Și ca o țaut, ați apucul în ochiul tău, iar mârna ce în ochiul tău nu se gătești. Să acum scoți ațapocul cel din ochiul tău, Tu bărna cea din ochiul tău. Să acum poți zice fratului tău, Frate, lasă-ți să scoți ațapocul cel din ochiul tău, Tu cea din ochiul nu văzând. zâng. Pățarnicei scoate întâi bârna din ochiul său și atunci vei căuta să scoți așchia cea din ochiul fratelui tău, că nu este pom bun, care face roade putre dă, nici pom putre fac facă roade poame bune, că tă pomul din rodul se cunoaște, că nu cule din spins mă chine, nici din mă nici de măcești guri? omul bun din comoră inimii sale, cea bună scoate binele, și omul rău din comora rea inimii sale, scoate răul, ca din prisosirea inimii, rește gura lui, dar ce mai chemați, Doamne, Doamne, și nu face ce zic, tot ceea ce va veni către mine și aude cuvintele mele și le face. Arătat voi vouă cu este asemenea. Asemenea este omul ce zidește ca să care le săpă și adâncă și pe piatră și făcându-se năboiul dar vii apa de casa aceea, și-a nu clăti pe ea, Că era întemeiată pe fiatru. Iar ceea ce au auzit și nu au făcut, Asemenea este omului, Ce-a auzit casa pe pământ, Fără temenie, În care nu vii Și nu mai decât căzut. Și-i fost părtura casei, A che amore